Traian Băsescu, intervenie dur în Senat, a dat peste cap planurile coaliei PSD-ALDE. Fostul președinte al României, senatorul Traian Băsescu, a avut o intervenie dur în Senat, la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a unor dispoziții de consolidare a responsabilității fiscal-bugetare și a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre. Traian Băsescu le-a cerut senatorilor să analizeze timp de o săptămână în acest proiect, pentru ce altfel vor pune România în situația de a nu respecta tratatul fiscal, la care țara noastră a aderat în urmă cu 5 ani. Băsescu a precizat ce România nu respectă la virgulă acest tratat. Pentru ce dacă ar fi respectat atunci țara noastră ar fi fost foarte aproape de intrarea în zona euro? România n-a respectat niciodată tratatul fiscal, de i l-a ratificat. Vă asigur ce dacă le respectam, acum ne-am asumat, acum eram foarte aproape de intrarea în zona euro. Mergând pe linia propus de Comisia Parlamentar, nu facem decât să rămânem la periferia Europei. Nu uit aici, odată cu ieirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, vom deveni alaselea stat ca merime. Nou, nu ne trebuie exigene, noi vrem să fim liberi, noi vrem să fim ca Polonia. Nu putem fi ca Polonia pentru ce nu avem 40 de milioane de locuitori, nu putem fi ca Polonia pentru ce am intrat cu 2 ani mai târziu în UE, din alte motive nu putem fi ca Polonia. Nu face greala de a pune România în pozia de a nu respecta tratatul fiscal, la 5 ani de la semnarea acestuia, a spus Traian Băsescu, în Senat. După această intervenie, plenul Senatului a amânat cu o săptămână în discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.